Ok. Ce poate face o imprimantă 3D? O imprimantă 3D poate face obiecte dintr-o grămadă de materiale. Am adus și aici, Andrei, dai puțin cutia. Am adus și aici câteva obiecte făcute cu, cu imprimantele noastre 3D. Ideea este că am vrut să vă arăt aici un prim obiect pe care l-am făcut cu o imprimantă 3D, dar din păcate mi l-a luat cineva pe drum, pentru că este un obiect foarte, foarte folositor, și anume un pahar de țuică. Seamănă cu o rachetă, dar de fapt e un pahar de țuică. Și un prieten mi l-a văzut pe drum și mi l-a luat instantaneu. Ok, ce alte obiecte se mai pot face cu o imprimantă 3D? În primul rând să știți că o imprimantă 3D trebuie folosită pentru a crea obiecte pe care nu le puteți cumpăra. Dacă este ceva pe care puteți cumpăra, să-l cumpărați, pentru că îl veți cumpăra mult mai ieftin decât poate produce o imprimantă 3D. Deci imprimantele 3D nu vor concura niciodată cu producția de masă, nici nu asta este scopul lor, să concureze cu producția de masă. Scopul imprimantelor 3D este să creeze obiecte noi, care nu există deja pe piață. Ce vreau să mă arăt aici? Unul dintre primele obiecte pe care l-am creat cu o imprimantă 3D a fost o vas de apă pentru cloșca cu pui. Știți că cloșca cu pui răstoarnă recipientul cu apă foarte ușor, și atunci am creat un recipient cu bază foarte, foarte lată. Un recipient pe care nu l-am putut cumpăra pe piață. Un alt obiect foarte important este un obiect pe care îl folosesc în baie, este suport pentru diverse lucruri. Pentru săpun, de exemplu, am cumpărat acest kit pentru suporturi tot prin 2007-2008, după un an de zile s-a rupt și atunci a trebuit să locuiesc piese respective. Puteam să locuiesc doar în trade kit-uri, adică nu puteam să cumpăr doar un singur disc din acesta, trebuia să cumpăr tot kit-ul. Și atunci am proiectat și tipărit această piesă de plastic. Iar un lucru foarte important, la ușa de la pod, unde trebuia o agățătoare cu care să o deschidem, agățătoarea pe care am cumpărat-o s-a rupt după câteva zile, a trebuit să creăm alta aici. Cu o imprimantă 3D era imposibil de găsit așa ceva pe piață, cel puțin eu n-am găsit. Aici vedeți piesa pe care am folosit-o ca și înlocuitor. Aici o să vedeți, piesa nu este în formă finală, vedeți că este aici ceva material plastic în plus și o să vă explic puțin mai târziu ce este cu materialul respectiv. Dar am lăsat-o așa pentru că am vrut să-l vedeți. Un alt lucru foarte important la casa omului. Deci ce vă arăt eu aici sunt lucruri extrem de importante pe care, de care un om are nevoie la casa lui. Puteți să creați o grămadă de lucruri nefolositoare. Majoritatea oamenilor am văzut că listează figurine. La ce le ajută figurinele, nu știu, figurine, personaje 3D și mai departe. Nu am înțeles la ce ajută. Noi am folosit imprimantele 3D să facem ceva lucru care să ne ajute acasă și cu care să înlocuim obiecte care se strică acasă. Vedeți, aici este un mâner de la raftul de la bucătărie. Un alt lucru util este o carcasă de baterii. Trebuia să scot un 6V din 5 acumulatori de 1,2. Am găsit doar carcase cu 5 sau cu 4 sau cu 6 poziții. Aici vedeți una cu 5 din care puteam să scot 6V cu din 5 acumulatori. Iarăși lucru care nu l-am putut cumpăra. Ce vreau să vă arăt aici este... Este o imagine de la mine din cameră. N-am vrut să vă arăt lucrurile astea la început și poate e bine să nu vi le arăt și nici acum. Cel mai bun lucru, cel mai simplu mod de a vedea o persoană, de a descrie o persoană, este să vezi ce este în camera ei. Haideți să vă arăt ce e la mine în cameră. Asta e la mine din cameră, în camera în care locuiesc, dorm, mănânc, trăiesc. La mine pe birou, la mine pe jos, o privire din, de la intrare din cameră, iarăși o poză de la intrare. Ideea este că până 2011, uitați-vă în spatele câinelui, lăsați câinele în pace. Până 2011,
bibliotecile mele erau pline de cărți. Ideea este că din 2011 am mutat cărțile în pod și am înlocuit toate rafturile, vedeți, cu cutii, cu șuruburi, profile de aluminiu, role de plastic și așa mai departe. Asta face o imprimantă 3D din om. Deci înainte eram cât de cât un om normal, cu bibliotecă, cu cameră curată și așa mai departe. Bun, ce am vrut să vă arăt aici? Un panou cu scule. Ideea este că pentru panou respectiv ne trebuie mulți suporți în care să agățăm șurubențe, clăși, patenți și așa mai departe. Ideea este că am cumpărat un kit inițial din fabrică și apoi n-am mai avut astfel de piese pe care să agăț tot felul de suport și am creat eu astfel de piese în care puteam să agăț șurubențe, de exemplu. Un alt lucru important pentru casa omului, pentru cei care au mese cu patru picioare. Majoritatea meselor noastre sunt cu patru picioare. Vedeți, nu toate picioarele sunt egale. Și atunci a trebuit să fac un distanțor reglabil cu care piciorul care nu era egal cu celelalte trei să se alinieze pe podea. Și aici vedeți un distanțor pe care îl puneam pe picior, îl reglam mai sus sau mai jos, îl strângeam cu șuruburi și aduceam toate patru picioarele pe sol. Un lucru foarte important, e foarte mic, dar e foarte important și foarte scump. Un prieten a venit la mine și a zis că la rotița de la oglinda din față, deci la oglinda din față i s-a stricat o rotiță. Și a întrebat dacă pot să-i fac o rotiță de asta, pentru că trebuia să cumpere tot kitul care costa 40 de euro, ceva de genul ăsta. Și am făcut o astfel de rotiță, pe care o folosește și în ziua de astăzi. E foarte mică, dar era imposibil de cumpărat singură. Aici ceva suport pentru oglinda. Ideea este că cu o imprimantă 3D putem să facem mult mai multe lucruri decât obiecte simple. De exemplu, putem să facem și texte. Vedeți, textul pe care este afișat aici și textul care este afișat pe imprimantă este tipărit tot cu o imprimantă 3D. Deci să nu vă închipuiți că putem face numai lucruri simple precum rotițe, carcase și așa mai departe. Nu, putem scrie și text, pentru că practic vedeți că și acest text este de fapt o descompunere se poate descompune într-o sumedenie de obiecte simple. Iarăși ce vedeți aici este o carcasă la gard. Gardul de la casă este format din niște țevi dreptunghiulare în care plouă sau și mai rău, din păcate am poza pe telefon săptămâna trecută, a trebuit să fac o chestie mai complicată. Am trecut pe lângă gard, pe lângă poartă și am auzit ceva zgomot, n-am știut de ce vine zgomotul respectiv și se pare că zgomotul venea exact din țeava de la poartă, o țeavă care este mai mare, de 10 cm diametru. Și când acolo intrase o pasăre acolo și n-am mai putut ieși și atunci a trebuit să tăiem țeava de la poartă și am eliberat pasărea. Din cauza că n-am făcut astfel de capace la timp. Acum am făcut. Deci astfel de capace care nu le puteți cumpăra de niciunde, dacă vreți vi le face cineva la o firmă de prelucrări mecanice, dar sunt foarte scumpe și care te ajută să nu intre ploaia în astfel de țev de gard. Un lucru foarte important, iarăși, util. Cum se poate... ideea este că scările de aluminiu au niște picioare de plastic, picioare care se rup destul de repede. Ideea este că nu puteți cumpăra așa ceva. Eu am fost o dată la un magazin din acesta mare, nu spun numele, și am spus că trebuie un picior de el. A venit un nene de pe rafturi, a rupt un picior de la o scară existentă și mi l-a dat, așa pe sub mână. Între timp am mai avut nevoie de alte picioare și am creat eu astfel de picioare cu imprimantă 3D. Fără astfel de picioare să știți că alunecă scara foarte rău pe sol. Nu. Ok. Acum, pentru că ați văzut cu ce se poate face cu o imprimantă 3D, haideți să vă arăt și cum se poate face astfel de lucruri. Cea mai dificilă parte din întreg procesul este proiectarea piesei. După aceea, trecerea de la
piesa proiectată la piesa tipărită, este un proces foarte ușor cu niște pași foarte clar, dar partea dificilă este cum proiectăm piesa. Există foarte multe programe de proiectare 3D, multe dintre ele sunt și gratis. Eu m-am concentrat pe unul dintre ele. Unul dintre ele poate cel mai simplu, în care nu folosesc mouse-ul. L-am ales exact pe motivul ăsta, că nu folosesc mouse-ul pentru proiectare 3D. Majoritatea oamenilor folosesc mouse-ul, folosesc touchscreen-ul pentru a proiecta 3D. Eu cred că dacă folosești mouse-ul sau touchscreen-ul, nu poți să obții precize. Pe mine interesează să obțin piese precise, nu mă interesează să obțin chestii aproximative. Și atunci am găsit un mediu în care pot să scrii cod. Cred că majoritatea de aici sunt programatori și atunci un astfel de mediu poate încântă. În spate la acest mediu de programare este un limbaj de programare care e foarte simplu. Are doar câteva instrucțiuni, are doar trei primitive, de genul putem să facem un paralelepiped dreptunghic cu instrucțiunea cube, putem să facem un cilindru și putem să facem o sferă. Deci astea trei lucruri le putem face cu acest limbaj de programare și aceste lucruri sunt suficiente pentru a proiecta orice v-am arătat aici. V-am arătat o grămadă de piese pe care le-am proiectat cu acel mediu. Deci, folosind aceste trei primitive, practic putem să facem orice. Pentru că, pe lângă aceste trei primitive, noi mai putem face și ceva operații cu aceste trei primitive. De exemplu, putem să facem intersecție sau diferență între obiecte. Da? Deci avem un cilindru, vrem să facem o gaură în el pătrată, păi facem o diferență între cilindrul respectiv și un cub, un paralelepiped dreptunghic. Și atunci am obținut un cilindru cu o gaură în el. Și așa mai departe. Deci astea trei lucruri avem la dispoziție. Trei primitive și cele trei operații de uniune, intersecție, diferență. Bun, haideți să vă arăt un mic programer cum se proiectează în acest limbaj OpenSCAD și să vedem cum rezultă obiectul în urma proiectării. Deci am zis că vrem să facem un cilindru. Trebuie să-i dăm înălțimea. Aici nu contează unitățile de măsură, deci noi scriem, o să scriem ceva de genul 10, dar asta nu înseamnă nimic, nu înseamnă nici milimetri, nici centimetri, nici inci. Pur și simplu niște unități de măsură. După aceea, următoarele programe din lanțul idee-obiect vor converti aceste numere în niște unități de măsură predefinite. Bun. Îi dăm un cilindru. La cilindru ce ne trebuie? Ne trebuie înălțimea și raza. Să zicem raza egal 20. Bun. Și atât. Și am dat un F5 și mi-a desenat aici în dreapta cilindru. Mă rog, mi-ar trebui și un mouse. Bun. Deci totuși îmi trebuie mouse și la programul ăsta. Dacă vă uitați la suprafața exterioară a cilindrului respectiv, o să vedeți că suprafața este destul de pătrățoasă, pentru că toate obiectele rotunde sunt de fapt descompuse în poligoane, deci nu lucrează cu cercuri native, ci cu aproximări. Bun, dacă vrem să facem o finisare mai puternică la obiectul respectiv, păi avem un parametru de finisare, să zicem 100. Și vedeți că l-am finisat mult mai bine. Bun, acum am zis că vrem să facem o gaură în cilindru respectiv. Deci, ca să facem o gaură, va trebui să facem o diferență între cilindru respectiv și un paralelepiped dreptunghic, da? Deci, aia înseamnă că mă duc la început aici, scriu un difference. Deci va face diferență între primul obiect de aici și toate următoarele. Hai să zicem că facem un cub.
la cub trebuie să-i dau dimensiunile pe toate cele, pe toate cele trei axe, pe X, Y și pe Z. Bun, asta e cilindrul nostru. Deci să zicem că îi dau un 10 pe X, 10 pe Y și de vreme ce înălțimea cilindrului nostru era tot 10, atunci vreau să fac tăietura într-o parte întrată. Deci am dat înălțimea la cuptor 10. Bun, deci vedeți că mi-a făcut o gaură acolo în, în cilindru respectiv. Acum ideea este că cilindrii face centrat pe Z, pe axa Z, iar celelalte obiecte le face cubul începând de la axa, de la poziția 0,0 înspre coordonate pozitive. Dacă vreau să aduc gaura chiar în centru, atunci va trebui să fac o translație a găurii respective. Deci mai am și operație de translatare. Translate. Deci ar trebui să translatez cu 5 unități pe X, 5 unități pe, pe Y, da? Deci cu minus 5, minus 5 și un 0. Bun, și am obținut gaură exact centrat. Ok, am creat un obiect. Limbajul este puțin mai complex, puteți să faceți și niște așa zise funcții, care se numesc de fapt modul. Haideți să fac aici toată chestia într-un modul. Bun, am făcut un modul aici, închid acolo, dar și după aceea apelez modulul respectiv. Ok. Acum am o reprezentare grafică a obiectului și acum trebuie să-l salvez într-un format pe care îl cunosc imprimantă 3D. Un format, de exemplu, ar fi formatul STL, STL de la, care înseamnă stereolitografia. Este un format foarte simplu, deci dacă apăs pe butonul de STL aici, mi l-a exportat în acel format STL, să vă arăt acum ce, ce înseamnă acest format STL, pentru că nu este nimic special cu el. Pur și simplu am reprezentarea obiectului descompusă în triunghiuri. Deci toate suprafețele descompuse în triunghiuri. Dacă e un pătrat, îl descompune în două triunghiuri. Dacă e un hexagon, îl descompune mai mult triunghiuri. Deci toate suprafețele care se văd din obiectul respectiv sunt descompuse în triunghiuri și aici aveți un șir de triunghiuri. Deci nu este un format complicat și greu de înțeles. Pur și simplu, toate suprafețele sunt descompuse în triunghiuri. Bun. Acum, următoarea etapă ar fi să transform acest format într-un alt format pe care recunosc imprimantele 3D. Ce format recunosc imprimantele 3D? Un format standard care se numește cod G, G-code. Ce înseamnă acest G-code? Acest G-code, de fapt, e o înșiruire de instrucțiuni simple, de genul mută capul de listare de la poziția curentă la, la o nouă poziție. Deci toate instrucțiunile sunt foarte simple. V-am arătat și la OpenSCAD lucrurile foarte simple, câteva primitive. V-am arătat și la STL. Formatul STL e un șiruit de triunghiuri și acum următoarea etapă ar fi să transformăm acest STL în cod G. Cu ce să faci acest lucru? Cu o grămadă de programe. Unele sunt gratis, altele sunt pe bani. Eu vă arăt aici unul pe care îl folosim noi, care o costa ceva, nu știu, ceva de genul 42 de dolari, 5 licențe, deci un cost nesemnificativ. De ce l-am folosit acesta? Pentru că este foarte rapid. Este scris în C majoritate și este foarte, foarte rapid. Mai sunt câteva programe care sunt gratis și scrise în Python, dar care fac felierea în câteva minute. Aici felierea obiectului face în câteva secunde. Deci, în principal, din acest motiv am ales acest program. Bun, deci aici vedeți obiectul meu inițial. Am aici slice cu care obțin codul G. O să vă arăt puțin mai încolo și codul G generat.
Ideea este că o imprimantă 3D, cum e aceasta pe care am adus-o noi, funcționează pe un principiu foarte simplu. Depune straturi de material. Deci este un material care este topit, vine într-o rolă, vedeți acolo în spatele imprimantei este o rolă albă, vine sub formă de role, materialul respectiv este topit și apoi este depus strat cu strat până se umple, până se construiește complet obiectul respectiv. Am și adus aici un extrudor incomplet pentru că nu are efectiv partea care încălzește materialul. V-am zis că este o parte care încălzește materialul, o rezistență care încălzește materialul, acesta, firul acesta galben pe care îl vedeți aici, și îl topește și apoi cu această rotiță îl împinge și îl depune strat cu strat. Haideți că vă dau și acest obiect să-l analizați. Bun. I-am dat un save. Ce vreau să vă arăt aici în program este cum arată codul ce. Dacă vedeți aici, să văd niște linii. Deci obiectul inițial era un obiect consistent, dar în momentul în care vrem să listăm, obiectul este o succesiune de linii, da? Trasee pe unde se mișcă capul de extrudare și unde depune material. Deci nu mai arată ca un obiect consistent, ci ca o succesiune de linii. Și dacă o să vă arăt aici în centru, un alt lucru foarte important la imprimantă, vedeți că aici liniile sunt mai rare. De ce sunt mai rare? Pentru că eu nu vreau întotdeauna obiectele pline. Nu mă ajută la absolut nimic să am obiecte pline. Obiectele pline consumă material în mod inutil și atunci pot să le fac eu înăuntru cu ce grad de umple doresc. Asta înseamnă că o să și salvez material și le și fac rezistente. Pentru că înăuntru este o plasă de, o țesătură de fire care îi asigură rezistența și consistența. Vedeți că doar marginile, vedeți că pe margine este așa, nu știu dacă se vede foarte bine în sală, este un traseu continuu de mai multe linii de extrudare, iar apoi în centru, unde rezistența, unde suprafață, nu este suprafață exterioară, vedeți că este mai rar. Bun, am salvat. Și acum următoarea etapă ar fi să trimit obiectul respectiv la o imprimantă 3D. Pentru aceasta pur și simplu trebuie să fac o conexiune serială cu imprimanta 3D și să trimit codul respectiv. Haideți să încarc codul respectiv ca să-l și vedeți. Aici sunt o grămadă de comentarii și de aici începe efectiv codul nostru. Vă zic că e o succesiune de comenzi simple, de genul, vedeți, G1 mută X la poziția 142, mută Y la poziția 141, Z-ul la nu știu ce poziție, extrudorul nu face nimic și viteza este pe ultima coloană. Deci o succesiune de comenzi din acestea duc la construirea obiectul nostru. Deci, în principiu, ar trebui să-i dau un connect de aici, de la acest buton, ca să văd întreg procesul. Acum nu mă pot conecta, că e puțin mai departe imprimanta, dar s-a conectat Andrei la ea, să-i dau un connect de aici. Am o grămadă de butoane aici cu care pot să aduc extrudorul în poziția de origine, pe X, pe Y, pe Z, să extrudez automat niște material aici cu săgețile respective, să... Ideea este că un lucru foarte important este temperaturile cu care se extrudează și temperaturile cu care pe care le avem la masa de tipărire. Astea sunt foarte, foarte importante. Dacă nu se alese ca lumea, risc obiectul să sară de pe masă efectiv. Și atunci ar trebui la masă un 60 de grade la un extrudor la 220 și așa mai departe. Sunt niște parametri care trebuie să dați de utilizator. Sunt și imprimante care nu listează cu pat încălzit. A noastră listează cu pat încălzit pentru că asta e cea mai simplă formă de care asigură adeziune perfectă în momentul în care masa e încălzită și după aceea când masa este răcită, obiectul sare automat de pe ea. Ok, și ar trebui să apară un buton de print aici.
lângă load, în momentul în care s-a conectat, apare un buton de print și după ce dau print, tipăresc. Ok, cam asta e întreg procesul. Dacă voi aveți ceva întrebări. Sunt o grămadă de materiale. Asta e un avantaj la imprimantele. Chiar dacă sunt de plastic, să știți că sunt materiale foarte, foarte dure. Ceea ce v-am arătat aici este un material care se numește PLA, polilactic acid, acid polilactic, care este făcut din porumb, care este un material biodegradabil și sănătos. În principiu putem să facem și ustensile pe care putem folosi în bucătărie cu el, dar în momentul în care depășim rezistența lui, se rupe. Sunt altele materiale, ABS, de exemplu, care depășim rezistența lui și materialul se moaie, se îndoaie, dar nu se rupe. Eu folosesc, de obicei, când am nevoie de o piesă mai tare, folosesc un alt material care se numește PETG. Vreau să vă arăt aici, deci e foarte flexibil. Foarte flexibil în momentul în care obiectele sunt subțiri, dar e foarte tare când ai obiecte din mai multe straturi. O să vedeți aici cum îl îndoiesc, că îl îndoiesc foarte ușor. Dar în momentul în care ai obiecte mai mari, e foarte, foarte dur. Deci pentru obiecte dure, așa ceva folosesc. Deci am reușit la o bară de 10 cm să țin o găleată de 10 kg cu el, care eu zic că e forță mare. Altă întrebare. Ce precizie are modelul pe care îl aveți? Sub milimetri, deci o zecime, sub o zecime, ceva de genul ăsta. Deci cu un milimetru n-ai ce face. Pentru că, uitați, eu trebuie să bag, de exemplu, cum aici, eu trebuie să bag șuruburi prin niște găuri. Am făcut găuri și trebuie să bag șuruburi. Deci dacă aș avea eroare de un milimetru, n-aș face absolut nimic. Deci sub o zecime. Sub o zecime. Dar asta depinde de foarte mult de reglaje, că poți să faci tot felul de reglaje, trebuie să tipărești un... Trebuie să tipărești un astfel de obiect care are un singur perete, să măsori grosimea peretului, dacă nu e exact cât ai vrut-o tu, atunci o să dai mai mult material sau mai puțin material și așa mai departe. Sunt tot fel de parametri reglabili. Sunt o fel de blătești pentru rotițe. Ideea este că am proiectat chestii atât de complexe, vreau să vă arăt aici. Că imprimanta noastră am zis că o să fie open source și atunci am dat absolut toate schițele gratis pe internet. Deci am proiectat, vedeți, tot ce vedeți aici este proiectat cu acel mediu de programare OpenSCAD și o grămadă de rotițe, șuruburi, rulmenți, piulițe, șaibe, motoare, absolut tot am proiectat cu și hotendul, cel care extrudează. Vedeți aici într-o... Deci pentru roți sunt ceva blătești, dar în principiu vezi care este dantura roții, ai o descrit ca un poligon pe care îl extrudezi în 3D. Alte întrebări? Costurile unei imprimante 3D și cam așa ceva, costurile de producție, adică toate materialele pe care le vedeți acolo costă cam 400 de euro. Și materialul de tipărit costă cam sub 200 de lei un kilogram, sub 200 de lei, dar cu un kilogram tipărești foarte mult, foarte, foarte mult. Deci costul unei imprimante 3D nu este mare, v-am spus, noi încercăm să comercializăm sub 500 de euro, ceva de genul ăsta. Adică orice hobby și-ar permite. Eu în momentul în care am cumpărat în 2011, am cumpărat cu aproape 1000 de euro kit-ul, care nu era funcțional. Poftim? Cum copiezi? Nu, aia trebuie un scanner 3D cu care să obții primată dimensiunile lui, forma lui și după aceea. Noi nu avem... Nu, pentru că pe mine m-a interesat să obțin obiecte precise. În momentul în care le scanez, nu o să mai obții precizia respectivă. Deci eu în scannerul din ziua de astăzi încă nu am încredere. Nu sunt foarte precis. Eu vreau precizie sub o zecime. Cu scannerul eu cred că ai eroare de un milimetru, cel puțin. Deci dacă vrei să scanezi o figurină din parc,
Probabil o să, o să obții aproximativ și o să obții aproximativ o, o copie aproximativă, dar nimic mai mult. Ok, mulțumesc. Sunt și imprimate cu metal, dar alea nu le mai poți aduce pentru că trebuie temperatura de topire mult mai mare. Deci nu le mai poți aduce să faci demonstrații ușor cu ele. Se poate, da. Ok, mulțumesc.